Un nou protest antiguvernamental în capitală, organizat de Partidul Șor. Cetățeni din diferite colțuri ale țării au ajuns la Chișinău, au mărșăluit în coloană pe străzile principale ale orașului și au organizat un miting în apropierea clădirii Procuraturii Generale. Protestatarii au cerut demisia actualei guvernări și organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Liderul formațiunii, Ilan Șor, a anunțat că schimbă strategia. Protestele nu vor mai avea loc duminică, dar nu va înceta să organizeze manifestații antiguvernamentale. Între timp, IGP a emis un comunicat de presă în care se spune că protestatarii nu au respectat cerințele oamenilor legii și au comis încălcări grave, printre care blocarea intenționată a circulației transportului public, inclusiv a ambulanțelor. Protestatarii s-au plâns de faptul că în Republica Moldova nu este respectată legea, în primul rând de către autorități, iar viața a devenit prea grea, mai ales pentru familiile vulnerabile. Și vă zic cum arăbătă în Republica Moldova, unde arăbătă? Și care, de fapt, sunt pe unii 100 de metri de așteptare. Că ce o tăi vreți și o parlament a costupat? Pentru că doar n-am... E ministră, e vsea, selnei, anii ne supledaie zăcon, anii idut peredii zăcon. Anii ne idut posledam zăcon. Надо поменять все правительство. Надо поменять весь парламент. Они играются. Какой-то детский сад или зорница, так получается. Добиваюсь лучшей жизни. И меня не устраивает, что у меня такая маленькая песня. То есть песня. Я работала 40 лет. И как я живу? Как я живу? Я этого не заслужила. Вот такое, чтобы меня называли, что я пьяница. Что надо сделать? Добиваться того, чтобы мы все объединились, чтобы мы жили хорошо со всеми соседями. Депутатul Partidului Comuniștilor, Constantin Starăș, a declarat la protest că guvernul a fost compromis, iar sistemul de justiție s-a transformat într-un mecanism docil în mâinile politicienilor. За эту неделю мы узнали много нового и интересного про тех, кто нами управляет. Мы увидели эту грязную подноготную действующего режима. Мы увидели, как фальсифицируются конкурсы на занятия важнейших должностей в системе юстиции. Мы увидели, как в ручном режиме управляются независимые ветви власти, юстиция. Мы увидели, как фабрикуются дела и как обсуждается, в какой камере сидеть оппозиционерам. Мы даже увидели, что они занимаются хранением, распространением и употреблением запрещенных наркотических веществ. Государство – это они? Нет, государство – это вы! Și președintele Partidului Șor, Ilan Șor, le-a vorbit protestatarilor. Politicianul a declarat că procurorul general a fost numit de către autorități în mod incorrect și că ar trebui să fie imediat revocat din funcție. Ilan Șor susține că este necesară și organizarea unui nou concurs pentru alegerea șefului Procuraturii Anticorupție. Сегодня прокуратура служит режиму Санду. Прокуратура назначалась нечестно и некорректно, и мы с вами это видим. Из-за того, что прокуратура захвачена, из-за этого сегодня действующие чиновники позволяют оборовывать дальше народ. Но мы это остановим. Solicitată de postul de televiziune Primul în Moldova, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale a spus că nu comentează declarațiile politice. Procuratura nu comentează declarațiile politice și sloganele expuse de către persoanele participante la întruniri. Totodată, declarațiile și acțiunile care vor fi contrare prevederilor legale vor fi cercetate echidistante de către organele de drept. Reiterăm că, în conformitate cu prevederile Constituției, fiecare cetățean are garantat dreptul la libertatea opiniei și exprimării, dar acest drept trebuie exprimat în mod pașnic și cu respectarea cerințelor stabilite prin lege pentru a nu prejudicia alți cetățeni. Am încercat să obținem o reacție și de la serviciul de presă al Maiei Sandu, dar ni s-a spus că președinția nu comentează ceea ce se întâmplă la mitinguri, deși anterior responsabilii ne-au declarat următoarele. Administrația prezidențială nu comentează protestul. În Republica Moldova, fiecare persoană are dreptul la libertatea de întrunire și la libera exprimare a opiniei.
Nici serviciul de presă al fracțiunii parlamentare PAS nu a putut fi contactat. Purtătoarea de cuvânt a fracțiunii ne-a declarat anterior că oamenii au dreptul să protesteze și că acesta este un drept fundamental pe care actuala guvernare nu îl va limita niciodată. Ea a mai declarat că Ilanșor manipulează opiniile oamenilor pe care îi plătește pentru a participa la proteste și că, în acest fel, încearcă să scape de justiție. Șor discreditează protestele și le folosește pentru a destabiliza țara. Îndemnăm oamenii să nu cedeze manipulării, să se informeze corect și să nu se lase păcăliți de cei care au jefuit această țară și vor să o mențină în sărăcie. Autoritățile au explicat creșterea prețurilor și înrăutățirea condițiilor de trai în țară prin conflictul militar din Ucraina și au promis că vor sprijini categoriile vulnerabile ale populației prin acordarea de alocații și compensații. Potrivit organizatorilor, la protestul de astăzi au luat parte aproximativ 50.000 de cetățeni. Inspectoratul General al Poliției a declarat însă că ar fi vorba de aproximativ 3.000 de protestatari. La începutul manifestației, 16 persoane, inclusiv 3 minori neînsoțiți, au fost reținute și duse la inspectorat pentru identificare. Ulterior, poliția a declarat că unul dintre reținuți era căutat pentru o infracțiune.